Salutare, oameni buni! Eu și Cocalin suntem vânători de fantome și ne place foarte mult meseria asta. Și eu, Cocalin, am auzit că Los Santos bântuie fantoma lui Elodia. Nu-i așa, Căline? Da. No, și bine, nu știm dacă e adevărată chestia asta, dar am vorbit cu cineva la telefon. Unca a văzut fantoma lui Elodia pe muntele Gordo, aici în Los Angeles. Bun, eu acum cu Călin o să mergem locația unde ne-a zis domnul să ne întâlnim acolo și să ne conducă pe acel munte să vedem fantoma. Nu știu dacă e adevărat, eu sper să fie adevărat, dar o să aflăm în curând. Na, bun, Căline, hai să ne urcăm pe motociclete. Așa, să văd. Na, bun. Așa, Căline, ești gata? Da. Na, bun, hai să mergem. Da, probabil vă întrebați ce caută fantoma Melodia în Osa. E bine, credeți-mă că nu știu, deci e ciudată treaba. Dar abia aștept să ajung acolo să văd, dacă într-adevăr e adevărat și nu. Da, e ciudat. Fantoma lui Elodia nu s-a mers. Ești bine, Călina? Da, da. Haide, ce ai pățit? Ai pățit ceva accident? Cred că ai rămas în urmă. Fii mai atent. Haide. Așa. No, bun. Abia aștept să mă întâlnesc cu domnul, să vorbesc cu el, să vorbesc cu el și să-mi arete locația, să văd, adică să-mi arete zona aia, să-mi văd fantoma. Da, e ciudată chestia asta. Eu cu Călin suntem vânători de fantome de ani de zile și nu m-am așteptat la așa ceva. Se vinde fantoma lui Elodia în Los Santos. E ceva înfiorător. No, oameni buni, am ajuns la locația unde mi-au zis domnul și tați, ăsta este domnul. Domnul este Gabi. Domnul Salut. Gabi și domnul locuiește aici în Los Santos de mulți ani. Și el este persoana care a văzut fantoma lui Elodia. Exact, așa e. Da. Știți locația, oare ne puteți duce până acolo să vedem și noi fantoma? Da, vă pot duce. Hai, urcați-vă pe motoare și urmați-vă. Așa. Lăsați-mă pe mine în față că o să merg eu. Toate ce nu vă grăbiți. Ai grijă, Călina, să nu cazi. Nu, deci, da, oameni buni, sper că e adevărat, sper că nu e... E adevărat, nu, n-ar trebui de ce să înșel pe nimeni, domnule, adică... Sigur ați văzut fantoma, sigur? Da, domnul, de ce aș minți? Veniți acum cu mine și vă convingeți singur. Oameni buni, ăsta este momentul, deci sper să... Sper să nu trebuie să... Nu, țeapă n-are ce să fie. Mă gândesc ce să caute fantoma lui Elodia Los Santos și ciudată chestia asta. Da, știu, multă lume zice da, asta, da. Ați apucat să-i faceți o poză, să o filmați? Da, nu i-am făcut, dar da, o să-i fac. Nu, no, dacă ajunge nu mi-e dat oameni și sper avem să... puțin. Haideți, dați-vă jos. Deci aici au apărut? Da, aici au apărut. Fix în partea asta. În partea asta aici. Să văd. Aici, uite aici, chiar aici, în față. Mi-arătați mai exact dumneavoastră? Aici, uite aici. Nu, să mergeți dumneavoastră să-mi arătați exact. Cam pe aici, așa. Cam pe acolo? Mhm, dar cum pe aici de obicei. Aseară nu
acum. Nu știți la ce ora apare? Da, ți-a și eu să mă uit pe telefon. Mi se pare ora 3, din câte știu că am văzut. Da, ora 3, ora 12, nu mai sunt sigur, că e foarte mult timp de atunci, dar... Noaptea, ziua, 3 dimineața sau cum? 3... noaptea, nu 3 dimineața. Da, 3 dimineața. Cam trebuie să apară. Sigur că la orele alea apare. Da, dumă, pe la orele alea apare, n-aș minți pe nimeni, de ce aș face chestia asta. Am mai venit lume și m-a întrebat și le-am arătat. Sigur pe la orele alea. Da, domn, da. Okay, la orele alea. No. Sper să apară fantoma, să nu fie țeapă și... Și eu aș spera să apară, să nu ziceți că am dat țeapă. N-ați apucat să faceți poză, filmare, nimic? Nu, no, nu. No. N-am apucat. Ați mai zis la cineva despre chestia asta? Da, am mai zis, dar multă lume știți cum e, nu prea crede. Bă, ce e cum e lumea? Nebun. Da, da, da. Na, bun, mai bun, deci va face. Trebui să așteptăm până apare fantoma. Da. Sper să apare, sper să nu fie vreo țapă. Oameni buni, este ora 8 și se pare că fantoma lui Elodia nu a apărut încă. Eu cu Călinul ne lăsăm bătuți. Căline, ești pregătit să filmezi, să faci poze? Da, da. Bun. Nu, no, gata, deci nu a apărut la ora 3. La noi, bai, că așteptăm. No, trebuie așteptăm să apară, cred că până la ora 11 sau miezul nopții. Cam așa, nici nu mai știu, no. Ți bine minte. Înțelegeți acum, na, e ceva timp de atunci. Vreau să vă întreb, alte fantome prin zona asta ați mai văzut sau numai fantoma lui Elodia? Numai fantoma lui Elodia. Fantome nu prea mai văzut, sincer să vă spun. Înțeles. Dar dacă o să vă văd, asta e prima fantomă pe care ați văzut-o în viața dumneavoastră sau ați mai văzut și altele? Doar asta, doar asta e prima fantomă, da. În rest, cred nu. Cred că v-ați speriat foarte tare când ați văzut-o. Da, să zicem că eram puțin obișnuit, dar m-am speriat o leacă. Așa că am plecat, am zis să nu se întâmple și alte chestii. Și ați mai venit în zona asta sau numai odată ați fost? Am mai venit în zonă, dar... Da, cu treburi, cu altceva am avut de făcut, nu. Am înțeles. Imediat se face ora 21 și fantoma lui Rodian încă nu a apărut. Trebuie să apară, cred. Acum un col, nu știu să văd. Oameni buni, ora 21.07 și încă n-a apărut. Totuși eu mă întreb ce caută fantoma lui Elodia Los Santos? Nici eu nu știu să vă spun sincer. Cine știe, Volt, legătură cu spiritele, cine știe. Și eu spațiul meu de așa ceva și mie îmi place, dar chiar nu știu să vă zic sincer. Hai că vedem acum. Dacă nu aveți o poză și o filmare, cum m-ar fi ajutat foarte. Da. Mi-am amintit și acum că am avut bateria descărcată în ziua aia și n-am mai putut să-mi plătesc. Deci de aia n-ați reușit să faceți poză și filmare. Am înțeles. Uh-huh. Da, o să trebuiască să apară cât de curând. No, Căline, să fii pe fază, vine? Bine, bine. La 21 jumate, încă nimic.
Ai bine că ne-am îmbrăcat, gros, oameni buni, că e frig afară. Oho, bine că v-ați îmbrăcat, ca lumea. Imediat de ora 22, oameni buni, și încă nu a apărut fantoma lui Elodie. Văd că de răbdător mai sunteți, vreți acum să vedeți. Păi, domnule, fantoma lui Elodie în Los Santos, credeți-mă că n-a venit aici degeaba. N-a venit aici degeaba cu prietenul meu. Pe noi vânăm fantome de ani de zile, credeți-mă că asta cu Elodie e ceva tare, nemaipomenit. Vă înțeleg. Și eu sper la rândul meu să vină, să o mai văd și eu. A fost cam ciudat puțin și pentru mine să văd asta, dar asta e ce era să fac acum. E ora 22:15 și încă nimic. Da. S-a pornit și frigul, pardon, din soare. Dar o să fie imediat și pentru asta. Așteptăm un pic, dacă nu apare, plecăm. Bine, domnul Gabi? Bine, domnul. Hotărâți dumneavoastră. Călin, cât ți-i la 100 bateria, Călinem? 100%. Perfect. Am nebunit imediat de ora 23 și încă n-a apărut Elodia. În clip în clip ar trebui să apară. Opa, opa. Uitați fantoma lui Elodia. Fantoma lui Elodia în Los Santos. Deci nu vine să cred așa ceva. Căline, filmezi? Da. Am făcut și o poză. Uitați, asta e fantoma, n-am avut de ce să plim. Fantoma lui Elodie. Nu-mi vine să cred, oameni buni. Fantoma lui Elodie în Los Santos. Și mă speria puțin. Zic, bă, cine bă caută? Stați așa să vin cu dumneavoastră. Ușor, să nu avem parte de evenimente nefericite. Hai, o să încerc să mă apropiu, sper, dar să nu o sperie. Părut se pare. Ia, o depărtați-vă. Acum a părut, mi s-a făcut măciucă. Uite, acum. Nu veniți prea aproape, că dacă să... Să nu facă ceva? Nu, să îndepărtează din câte văd. Ia, uite, vin eu mai aproape, dar... Uite, că uitați, ești bun, fantoma lui Elodie. Uite, eu nu mai văd, uite, și unde sunt eu. Nu, eu nu văd, aproape de mine nu. Că dispare, să văd încet. Dispărut. Să văd dacă mă duc de aici. A apărut iarăși. Nu știu, eu nu mai văd acum, e ciudat. Acum a fost și... Mă întreb ce caută aici în Los Santos? Nu știu nici eu ce să vă zic, e un mister sincer și pentru mine. Sincer, și eu am fost curios să aflu, dar... Deci, oameni buni, credeți-mă că acum... s-a făcut părul măciucă, deci nu mă așteptam la așa ceva. S-a pornit și vântul după cât observ. E cam ciudat, sincer, evenimentele astea. Aline, cum ai? Da. Te filmezi. Bun, filmează. Ești mai aproape. Deci, oameni, de fantoma lui Elodie, deci este ceva uimitor. Uitați-vă, deci nu-mi vine să cred, oameni, deci nu-mi vine să cred. Și eu, nici mie nu vine să cred, dar am rămas așa pur și simplu fără cuvinte, nu mai știu ce să mai zic deja. A dispărut. Da, a dispărut, iar a apărut. Și fantoma lui Elodie a dispărut. Deci aici apare fantoma.
Da, e... De acum a dispărut, dar aia plecă zâna asta de acolo, poate apare din nou, ia. Hai că mă duc de aici, că mi-e frică. Hai, bine, noi cu aici. Filmat tot? Da, deci oameni buni, fantoma lui Elodie, da, văd că a dispărut, e ciudat. Nu știe nimeni de ce, deci domnul ăsta a avut dreptate. Ți-am zis de la bun început. Deci la așa ceva nu m-am așteptat, e un lucru înfiorător. Da, dar acum văd că nu mai apare și e ciudat. Ai obosit că linia? Na, bun, asta e oameni buni. Asta este. Eu v-am zis, n-am de ce să vă mint, am venit și v-am arătat. Sunt curios dacă o să mai apare. Cred că o să mai apară, da. Orele nu se știe la ce ore o să mai apară. Da, da, da. Oameni buni, deci, da, într-adevăr e un mister, nu știe nimeni de ce a apărut el de acolo, e un mister total. Sunt curios ce chestii de astea o să mai întâlnim. Viața dacă o să mai găsesc alte chestii de-astea, vă contactez și okay. Vă anunț eu, nu e nicio problemă. Și mie îmi place, plac chestiile astea paranormale, dar asta a fost cam prea ciudat, da, sincer. Da, adevăr. Deci acum au dispărut de tot, nu, deci nu mai apare. Îmi spuneți dacă o să mai apară în zona asta. Da, 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 oameni buni, asta au fost... Da, într-adevăr e ciudat. Cine știe ce chestii misterioase și înfiorătoare să mai întâlnim.